Mai înainte
și puterea și domnia cel mare și înfricoșător peste toți care sunt în prejurul Tău, Cel ce a așezat cerul deasupra noastră și ai făcut pământul în tăria Ta și ai îndreptat lumea cu înțelepciunea Ta, care cu tremul din temelie, Cel de sub cerul că și stâlpilor se clatină, Cel ce zi soarele și răsarea, ascunzându-se după stele, care a menit marea și o suși pe ea, a cărui mânie topește stăpânile și puterile și picina căruia pietre s-au sfârmat, care ai zdrobit porțile cel de aramă și zăboară cel de pierd ai rupt pe cel tare legat și pe slujitorii lui ai isipit pe tiran, cu crucea ta l-ai dobărâși pe palau, cum s-a întâmplării tale, prin și lanțul ai legat întunericul iadului. Tu, Doamne, trecești cu nădejdea în Tine, zidul cel tare celor ce și-au pus încrederea în Tine, depărtează, izgonește și împrăștie toată prea diavolească, toată nevoirea satanei, toată mântuiala puterii celui potrivnice, de la casele robilor Tăi care s-au pomenit astăzi în acest locaș și ne-a rugat pentru dăși și cei ce locuiesc acolo care poartă semnul crucii tale celui viitoare și împricoșătoare împotriva demonilor și care cheamă numele Tău cel Sfânt. Așa, Doamne, care ai zvonit legiunea de demon și ai poruncit Duhului celui sus și mut și necurat să iasă din omul cel cuprins de el, să nu se mai întoarcă, Cel ce ai nimicit toată tabăra vrăjmașilor noștri nevăzuți, iar credincioșilor ce te cunosc pe tine, l-ai zis, iată, vă dau vouă putere, să călcați peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașilor, însuși, Stăpâne, păzește-i, Doamne, pe robii Tăi. Cei ce s-au pomenit și ce au venit astăzi să se roage în acest locaș, la caselor păzești toată vătămarea și ispita izbăvindu-i de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucru ce nu lătuneri, de întâlnirea cu demonul de amiază, pentru ca robii Tăi și roagele Tale și pruncii ducindu-se de ajutorul Tău și cu tabăr îngerească fiind păziți, poți ca unul într-un gând cu credință să cânte, Domnul este ajutorul meu și nu mă voi teme de ce va face omul și iarăși, nu mă voi teme de rău pentru că Tu cu mine ești. Că Tu ești Dumnezeu, întărirea mea stăpânitor tare, în al păcii, Părinte al veacului, ceva să fie, și împărăția Ta este împărăție veșnică, a Ta omul este împărăția, puterea și slavă, împreună cu Părintele Tău, până început, prea Sfântul Duh, acum și pururea, și vecii vecilor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne! Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Păstorule și Mielule, Cel care a ridicat păcatul lumii și a iertat datoria celor datornici și femeii celui păcătoase, de dăruit iertare păcatelor ei, Cel ce-i dăruit vindecare slăbănogului, împreună cu iertarea păcatului, însă Stăpâne ușurează, lasă, iartă păcatele, nelegiuirile, greșelile, cele de voie, cele fără de voie, cele cu știință și neștiință, cele cu călcare de poruncă și cu neascultare, ce s-au făcut de către robii Tăi, care au venit să se roage în acest locaș și ce pentru care ne-au rugat și s-au pomenit, și câte ca niște oameni purtători de trup și viețuitori în lume au plecat, au greșit cu fapta, cuvântul, cu gândul, cu știință sau cu neștiință, în timpul nopții sau în timpul zilei sau sub blestem și aprisanie, de la Tireu, ori de la preot au căzut, sau pe sine s-au blestemat, sau cu jurământ pe numele lui Dumnezeu s-au jurat și l-au călcat, sau din mânia cea fără suputeală, pe vreunul din creștini au furisit, s-au blestemat, sau nebunește au vorbit, s-au osândit, s-au prevedit, sau vorbe spurcate au vorbit, sau au dușmănit, sau au mințit, s-au ținut minte răuri, ori cu mânie s-au pomit, ori s-au mândrit, ori au reclenit, sau camut au luat, ori s-au trândăvit, ori în deșert s-au mărit, ori în iubire de argint au căzut, ori s-au mătat și au păsat, sau la fermecătoare și îndrășitoare și la descântătoare și la alții asemenea acestora au alergat, sau peste măsură au mâncat, sau cunesat, sau fost și a doua au mâncat, sau desprânare, prea desprânare, sau subdomie, sau în antipoare care au făcut păcatul desprânării, ori au bătut, ori au vătămat, ori au lovit, ori pe cineva au scuipat, ori au răpit, sau au furat, sau fără milă și scumpete au găiat pe cineva, sau pe săraci mi-au miluit și ne-au făcut bine după putința lor, sau în gând au culit, sau de lucru de cuvincioase și-au adus aminte, sau au părât, sau strâmbătate au făcut, sau pe fratele lor l-au scârbit,
la gândare, spre mintea lor s-a bătut la alte viclenii și de șertăciuni lumești, urca niște ropânte ce lui s-au făcut. Sau ce nu se cade au vorbit, ori mi-a spus, sau mâncat, sau ceva necurat au mâncat, ori cu semeții au trăit, sau nebunești au râs, sau frumusețe străini au văzut și cu dânsa și-au venit inima, ori vorbe de șarte și nedrebnici au creit, ori de păcatele fraților lor au râs și le-au sândit, iar ale lor păcate și nelegiuirul le-au socotit. Sau de rugăciune nu s-au îngrijit, sau poruncile duhovnicilor nu le-au păzit, ori s-au lenevit, ori nebăgător de seamă, au fost la cele ce aveau de făcut. Ori răbdare n-au avut, sau cu îndrăznire socotindu-se a ființele, deși rătăciune au vrut, sau au clevetit, sau altceva au făcut pentru toate acestea și altele asemenea acestora, știute și neștiute, câte, ca niște oameni au greșit, robii tăi, iubitori de oameni, iubiește și de iartă lor toate. Așa, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, ascultă-mă pe mine care mă rog bunătății tale pentru dânsii și iartă ca om care îți minte rău toate greșelile și fără de legile pe care ca niște oameni le-au făcut și le-au gândit. Că ei singuri nevrednici și păcătoși mărturisesc înaintea împărăției tale, că acestea și mai mari decât acestea au făcut și pentru mina ta. Ascultă-mă pe mine, slujitorul tău, și izbăvește-i pe dânsii de chinul cel veșnic. Fă-i moștenitor, veșnicilor tale bunătăți, împreună cu toți care din veac au bine plăcuție și învrednicește pe dânsii, folosând a se împărtăși cu fricoșătoarele și nemuritoarele tale taie, pentru că tu ai zis, Stăpâne, oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer, și oricâte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în cer. Că tu singur ești fără de păcat și ai puterea, ai dat păcatele, ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea pe unul celui fără de început al tău, Părinte, prea Sfântului, Bunului și de viață, Păcătorului tău Duh, acum și voruia și în vecii vecilor, Domnului să ne rugăm. Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, omule născut, fiule și cuvântul Tatălui, care ai rupt toată legătura păcatelor noastre prin patima ta și ai suflat în fețele apostolilor tăi și ai zis, luați Duh Sfânt, care veți ierta păcatele, se vor ierta lor și fără rețineți sfânte vor fi. Tu, Stăpâne, prin Sfinții Tăi Apostole ai dăruit și preoților care slujește de Sfinte, în Sfântă Biserica Ta să ierte păcatele pe pământ și să lege și să dezlege toată legătura nedreptății, deși acum te rugăm pentru robii Tăi, care stau înaintea Ta, dă-le lor mila Ta, rupe legătura jurământului și a blestemului cu care s-au legat și orice au vorbit, din neștiință sau din nebăgare de seamă sau din slăbiciune sufletească. Cel ce știi neputința omenească, ca un iubitor de oameni și bun stăpân toate păcatele cele de voie și fără de voie iartele lor, tu, Doamne, cel ce dezlești și ridicați, cel ce ridici pe cei căzoți, nădejdea celor desnădăjduiți, odihna celor steniți, slobozești, Doamne, pe robii Tăi din legătura păcatelor lor, că s-a prea slăvit, prea sfântele Tău împreună și al Părintelui Tău până de început, Oalbea Sfântului Duh, acum și pururea, și vecii vecilor. Pentru căciunile Sfinților Părinților și Doamne Iisuse Hristoase lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți credincioși, Mântuitorul Iisus Hristos împreună cu apostolii Săi și cu multă mulțime, aflându-se în Capernaum, cetatea sa de suflet, iată, înainte de a intra în casă și acolo pe multă lume, este întâmpinat de către doi porci, care, când au auzit că se află Mântuitorul acolo, cu glas mare au venit în fața lui și i-au zis, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-ne. Erau
fost stăpâniți de această boală cumplită, pentru că lipsa vederii este chinuitoare pentru tot. Ce înseamnă ca omul să nu vadă, pur și simplu, este destul de greu ca să-și ducă viața, de aceea, de multe ori, trebuie să fie ajutați sau să aibă pe cineva care să îi poarte pe cale atunci când au nevoie. Acești doi orbi bolnavi, fiind, aveau credință, credeau în Dumnezeu, dar iată, nu cărteau împotriva bolii, nu cărteau împotriva lui Dumnezeu pentru suferința lor, ci într-un moment de iubește, atunci când ei aflaseră că Mântuitorul venise în acea locație, în acea zonă, cu speranța și cu nădejdea în Dumnezeu, l-au rugat, deși ei nu știau că este și Fiul al Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, ci îl considerau Fiul lui David, un proroc puternic, iubit de Dumnezeu. Mântuitorul, intrând în casă, și orbii au venit după el și au insistat. Și atunci Mântuitorul i-a întrebat, credeți voi că pot să fac eu aceasta? Iar ei, cu glas puternic, au răspuns, da, Doamne. Și atunci Mântuitorul le-a spus, fie voi după credința voastră. Și după acest cuvânt pe care l-a zis Mântuitorul, fie voi după credința voastră, după cuvintele acestea, orbii s-au vindecat, s-au însănătoșit de îndată. Iată, practic, suferința lor este iertată de Dumnezeu, Fiul, prin credința lor. Pentru că Mântuitorul cunoștea pe aceștia sufletește, știa că au credință, dar tocmai aceasta, ca să se vadă și de ceilalți, de mulțime, mai ales că prin mulțime erau și farisei, cărturari, oameni care cunoșteau legea veche, dar care de multe ori veneau ca să-L ispitească pe Mântuitorul sau ca să poată să-L găsească cu ceva vinovat, să-L acuze pentru că vreau să scape cu desăvârșire de El. Și Mântuitorul arată tuturor credința aceasta pe care o au acești orbi. După credința voastră, fie voi. Și prin aceasta, unii tac, alții cugetă. Mai mult decât atât, Mântuitorul Iisus Hristos, după ce a făcut lucrul acesta, dând vindecare orbilor, le-a spus nimeni să nu știe. Adică să nu mai vorbească de minunea aceasta pe care ei o primiseră. Deși văzuseră foarte mulți, dar ceea ce este important, faptul că aceștia s-au dus și au vorbit pretutindeni. Au vorbit despre Mântuitorul, despre minunea pe care o primiseră, despre vindecarea lor. Știți că, de regulă, atunci când se face un bine, se vorbește. Sau atunci când se face un rău, se vorbește. Cuvântul acesta sau fapta aceasta se duce. Dar orbii au încălcat oarecum cuvântul lui Dumnezeu, deși ei au arătat prin aceasta credința lor. Pentru că nu s-au putut abține la ceea ce primiseră, adică speranța lor, nădejdea lor, s-a împlinit când l-au întâlnit pe Iisus, așa cum îl considerau ei Fiul al lui David. După acest eveniment, tot în același loc, i s-au adus și un mut, un om bolnav, care era stăpânit de diavol. Și pe acesta l-a vindecat. Așadar, Mântuitorul Iisus Hristos vindecă de lor și